România a fost din nou condamnată la CEDO. Statul român trebuie să plătească sute de mii de euro daune morale adepților MISA în cazul abuzurilor ce au avut loc în timpul perchezițiilor din 2004. Statul român trebuie să plătească 290.000 euro daune morale în favoarea a 26 de persoane, majoritatea femei tinere, care au reclamat abuzuri în timpul percheziției din 18 martie 2004. trafic de droguri, prostituție organizată 130 de jandarmi din Brigada Specială au descins în urmă cu 12 ani la școala de yoga MISA, cu un mandat emis pentru a confisca aparatele informatice. Jandarmii au fost informați greșit că operațiunea ar fi împotriva traficului de droguri și a prostituției, astfel că aceștia au folosit forța specifică acestui tip de operațiune. A spus așa, culcați-vă jos la pământ, că dacă nu vă împușc. M-a luat, m-a trântit, a dat cu țeava puștii în mine, în zona aceasta a ochiului, la tâmplă. Curtea Constituțională a Drepturilor Omului a decis că majoritatea persoanelor au fost reținute ilegal și supuse unor forme de tortură și tratamente degradante. De asemenea, Curtea a constatat că au fost încălcate dreptul la libertate, dreptul la siguranță și la respectarea vieții private și de familie.